Ați fost convocat în ședință extraordinară, conform dispoziției de la primar numărul 350 din 12.12.2012. Din consultare condiții de prezență, rezultă că toți consilierii sunt prezenți. Ordinea de zi este următoarea. Proiect de hotărâre privind alegerea președintului de ședință a Consiliului Local al Comunei Cleja pentru o perioadă de cel mult 3 luni, începând cu prima ședință din luna decembrie 2022. Proiect de hotărâre privind modificarea anexei la hotărârea Consiliului Local numărul 52 din 11.10.2022 cu privire la aprobarea necesității și oportunității achiziționării unei autospeciale de intervenții la incendii pentru dotarea SVSU. Proiect de hotărâre privind aprobarea și implementarea proiectului Bucuria Crăciunului, pomul de Crăciun organizat de Școala Gimnazială Cleja. Proiect de hotărâre privind organizarea evenimentului Festivalul de Tradiții, Date și Obiceiuri 2022. Proiect de hotărâre privind aprobarea unui sprijin financiar pentru Parohia Romano-Catolică Sfântul Marcu Cleja 2 din sat Cleja, Comuna Cleja, județ Bacău. Și diverse. Și mai avem suplimentarea ordinei de zi cu două proiecte. Proiect de hotărâre privind aprobarea necesității și oportunității aprobării întocmirii studiului de fezabilitate pentru proiectul amenajare, loc de joacă și recreere pentru copii, Școala Gimnazială Cleja, Comuna Cleja, județul Bacău și proiect de hotărâre privind rectificarea bugetului local de venituri și cheltuieli pentru trimestrul al patrulea al anului 2022. Cine este pentru ordinea de zi? Împreună cu suplimentarea adusă. Toată lumea, da? Primul proiect este alegerea președintului. Vă rog să faceți propuneri. Domnul Gherfi. Așa să te poziționați corect. Da. Să votăm. Mai sunt alte propuneri? Nu. E puțin. Cine este pentru? Împotrivă? Abține? Deci 8 voturi pentru, da? Da. Domnul președinte, vă rog să preluați conducerea. Deci primul proiect s-a votat pentru alegerea președintelui. Trecem la al doilea proiect pe ordinea de zi. Proiect de hotărâre privind modificarea anexei de HCL numărul 52 din 11.10.2022 cu privire la aprobarea necesității și oportunității achiziționării unei autospeciale de intervenții la incendii pentru dotarea SVSU, Comuna Cleja, județul Bacău. Dacă sunt întrebări, ați avut la... ca și material, spuneți, domnule. Am înțeles că noi am votat la proiectul ăsta și acum se aduc modificări la mașină sau ce se întâmplă? Nu, noi am avut pe ordinea zi, pe proiectul de hotărâre, a fost ca să cumpărăm o mașină după 2000. Da. Am fabricat 2000. Am încercat în toată țara, erau foarte scumpe, 80.000 de euro. Și am zis așa, ne-am dus cu 5 ani în urmă, din 95, ca să putem, cum să spun, mașinile efectiv sunt noi. Ele au fost ținute și întreținute în tot felul. Deci nu sunt traduse, să spunem, din Germania și nefolosite și nefuncționale. Ele sunt nouțe, numai că am de fabricație cu 5 ani în urmă. Și atunci sunt poate un an cu 5 ca să găsim la prețul care au fost înainte prins. Oricum nu sunt plastic ca mașinile care fac curse. Ele au cu 15.000 la bord, cu 20.000, până în 50.000. Ele nu sunt folosite. Sunt mașini nouțe, întreținute foarte bine. Dacă îmi dați voie, putem explica că după ce ați aprobat primul proiect de hotărâre, am postat pe SEAC anunțul și am spus ce dorim. Am primit oferte de preț, dar așa cum spunea și domnul primar, cu 80.000 de euro, cu 70.000 de euro și ne-am dat seama că suntem undeva unde noi nu putem achiziționa după anul 2000 cu suma aprobată. Am înțeles. Da. Și dacă coborâm la 95, care dacă e? Coborâm la 95, ne încadrăm în prețul aprobat de către dumneavoastră prin hotărârea de Consiliu anterioară și avem mai multe oferte. Ca de exemplu. Este o ofertă de preț care îmi spune că el o aduce undeva la 200.000, noi am aprobat 215.000. Încă o ofertă de preț care spunea 198.000. Deci sunt dotate cu furtune, cu pompe, cu tot ce trebuie pentru cu echipamente, cu care sunt 40.000 de euro. Bine, dar nu trebuie să ne oprim că dacă e diferență de vreo 5.000 de
De lei. Dar vorbim în lei. Eu am zis 250 de lei. O mașină bună, nu așa. Care înseamnă 20.000 de euro. Care înseamnă... Da. Aproximativ. 30.000 de euro. Da, da, da. 38.000 de euro. Așa, nu 70, nu 80 de mii, cât... La jumătate. Da. Toate astea se pot verifica. Să știți că sunt oferte de preț. 42 de euro. E la jumătate față de... Da, da, da. Exact, da. E ok. Din astea trei, vedeți mașina care e cea mai bună, corect. Nu? Sigur că da. Și cine o să o conducă? Care e? Dar noi avem cel care este la situații de urgență, are toate gradele e bun, și da. Este și pregătit pentru domeniul ăsta. Și deci în cadrul când... E foarte bine. Și în cadrul când este, Doamne ferește, un incendiu, cum se procedează atunci? Păi cum practic, cum să spun? Îi dăm un telefon, nu? Dăm un telefon, proceduri dar... aprobate și regulament aprobat de situații de urgență Bacău, inspectorat de situații de urgență Bacău, pe care trebuie să le preluăm și noi. Va trebui să aprobăm regulamente, persoane care înlocuiesc, piscine. De asta, când o să-i dăm telefonul respectivului, hai mă că lua foc casa lui Cutării. Da, noi ne bucurăm de fapt, de fapt, Comuna Cluj-Napoca se bucură de fapt că și domnul viceprimar are... Și, da, poate fi și un voluntar. Poate fi un voluntar. Sunt utilaje speciale, adică fără niciun... Și acum căutăm numai viceprimar, din ăștia pe care să-i... Căutăm numai viceprimar, care să-i plăbim. Deci nu, haideți să nu luăm asta. Deci cumperi mașina, trebuie să fie utilă și o putem folosi. De poți să iei, deci dacă poți să o conducă oricine, e foarte ok. Asta e pe numele respectivei persoane care se ocupă de Insul Cleja, dar poate să vină respectiva persoană în două minute cât așa. Trebuie să fie cineva capabil ca să conducă așa mașină, să ne putem folosi de ea. Noi nu punem în spate ca cei mână în cimitir acolo. Noi vom face instructaje. O să fie niște curse. Și în plus de asta, că noi avem deja vreo 15-12 colaboratori care, voluntari care vin și sunt pregătiți, merg la pregătire. La cursuri le asigurăm. Ok, mulțumesc. Avem voi să punem la vot proiectul numărul 2. Cine este pentru? Toți pentru. Proiectul numărul 3. 8, da. Proiect de hotărâre privind aprobarea și implementarea proiectului Bucuria Crăciunului, Pomul de Crăciun, organizat de Școala Gimnazială Cleja, inițiator primar Petru Iștoc. Ce se întâmplă? În fiecare an, noi o aprobam pentru copii 150-160.000 pentru pachete. Am avut audit și ne-a tras atenția că nu e normal să dăm bani direct școlii. Noi suntem ordonatori de credite, ei n-au acest obiect. Nu putem da banii lor. Și atunci ne dau banii înapoi și tot cu banii, tot directoarea cumpără și face pachetele, numai că nu plătim noi. Dar acești bani care au fost la începutul anului daților. Factura o să fie pe primărie. Pe primărie, nu mai vine primăria pe școală. Înțelegi, înainte știi că va fi aici. Este precizat. În bugetul de venituri și cheltuieli inițial s-au prins acești 15.000 în bugetul școlii. Auditul spune felul următor, nu este suficient să prinzi acești bani doar în bugetul școlii. Trebuie să ai un act administrativ de aprobare a acestor pachete. Și atunci s-a discutat cu doamna director, banii sunt în bugetul școlii, dar ne trebuie actul administrativ, hotărârea de consiliu local, care să aprobe ce număr de copii sunt, ce pachete se dau și conținutul pachetelor. Acum, dat fiind faptul că este data de 16-12, da? Eu ca să iau banii din bugetul școlii acum, să-i aduc în bugetul primăriei, nu mai este timp. Și atunci, se aprobă un amendament. Proiectul și am propus un amendament ca anul acesta să plătească școala din banii pe care îi are în buget deja dați de noi și au deschis credite, urmând ca în anii următori să nu mai prindem în bugetul lor bani și să prindem în bugetul nostru. Inițial așa a fost proiectul propus, să aducem banii înapoi. Dar dat fiind că data de 16-12 am trebuit cel puțin 10 zile ca să aduc banii înapoi, nu mai este timp. Ia să fie, mai vin la școală marți și miercuri. Și a venit doamna director, am discutat împreună cu domnul primar, am hotărât, asta este, anul acesta se va plăti tot din bugetul școlii. Se vor face pachete la toți copiii? Sunt un număr de 500 în proiect.
proiect, dacă v-ați uitat dumneavoastră în proiectul depus de doamna director, sunt un număr de 500 în jur de 500 de copii. Care este o listă cu toate produsele care sunt comandate. 537 de elevi. Pentru fiecare copil se face un parchet în jur de 28 de lei. Acest parchet, deci în proiect, spune ce conține acest parchet. Portocale, dulciuri, așa. Este obligatoriu. Factura vine de la Metro sau da. Unde este? Și achiziția se face de la Metro, unde sunt luând o cantitate angro, ne putem încadra în 15.000. Avem o rugăminte. Dacă puteți să puneți pe Facebook factura cu ce conține ca să vadă toți oamenii să nu... Da, o să punem. Interpreteze. Nu este o problemă, deci este afișat și proiect. Dar este proiectul afișat. Este afișat, inclusiv ce conține... E mai bună ce acum a dat doamna, numai... Da, dar omul să înțeleagă, adică să nu... Nu, dar sunt... Ăștia care tot comentează că... Avem și o listă a copiilor, vor fi și niște tabele. Să înțeleagă și ei despre ce-i vot, doamna explica. Da, dacă nu mai sunt discuții, deci, spune-mi. Vreau să menționez că articolul 2, deci avem amendamentul numărul 1, unde articolul 2 se modifică. Se aprobă finanțarea proiectului prevăzut la articolul 1 cu suma de 15.000 de lei, inclusiv TVA, sumă prevăzută și alocată în bugetul de venituri și cheltuieli al școlii gimnaziale Cleja. Deci nu-i vorba de alți bani. Că am auzit că cineva pe undeva îl spunea că, vai, să nu aprobați, că se spală banii. Nu, sunt E foarte bună explicație asta. Supunem la vot. Supunem la vot. Împreună cu amendamentul. Nu împreună cu amendamentul. Supunem la vot. Cine este pentru? Toată lumea, da? Toată lumea pentru. 8-1. Proiectul numărul 4. Proiect de hotărâre privind organizarea evenimentului Festivalul de Tradiții, Datin și Obiceiuri 2022. Inițiator primar Petru Iștoc. Ați văzut și la televizor că fiecare comună de Crăciun, de anul nou, organizează un eveniment plăcut în care cetățenii din sat, copii, tineri, vin să simt bine, eu știu, în această zi. Noi până acum n-am făcut niciodată acest eveniment, să vină urșii de la Dărmănești, să vină... Deci avem fiecare localitate, are câte un obicei, anumite date. Și venim din toate mai multe zone ale județului și într-o zi facem acest eveniment plăcut, unde fiecare își prezintă obiceiurile, vin și copiii noștri de la Dărmănești, de la Plăjești, de la Săucești. Și într-o după amiază sunt date și obicei. Ați văzut la peste totdeauna vedeți la televizorul Plăjești. Lasă-mi ce se organizează peste. Da, evenimentul va avea loc de 26. Începând de la ora 13 până la ora 8 seara. Și luni, adică luni. Da. Ceva mici, ceva de văzut. Ce costuri? 15.500. Dar ele sunt debarcate, estimativ. Da, asta s-a pus și estimativ. Costurile, ei ca să vină Dărmăneștiul bine cu parcă 5.000 de lei, parcă. Au un preț. Dom'le, au o mașină și cu toată gașca aia de urși, 10 urși, am urși, nu știu ce. Asta este. Da, Dărmăneștiul vine cu 4.000. 4.000, adică fiecare... Mai sunt întrebări? Nu. Supunem la vot. Cine este pentru? Împotrivă, abține? Deci toată lumea pentru. Cu ocazia asta invit și toată lumea care se uită la... Păi, dar trebuie făcut o iară. Se vor pune afișe. Da. Hai, foarte bine. O să anunțăm și pe la biserie. Un vin cald. Cine mai... Deci la proiectul numărul 5. Proiect de hotărâre privind aprobarea unui sprijin financiar pentru parohia romano-catolică Sfântul Marcu, Cleja 2, din sat Cleja, comuna Cleja, județul Bacău. Inițiator primar Petru Iștoc. Cum știți, înainte a fost vorba să facem această bisericuță în care să se depună decedatul, mortul, după care să iasă tot de acolo, casă mortoare. Acum Părintele a venit și zice, domnule, nu mai facem această bisericuță, facem un
în clădirea pe care o avem deja la dispoziție, facem, este o cameră acolo unde era bucătăria înainte și amenajează acolo. Practic, pentru amenajarea acestui spațiu, are nevoie de niște bani. O ușă în exterior, facem un intrăm de acolo așa ca să o intrare, să dărăm gardul, punem niște pavele. Chestia asta este o chestie provizorie, ce facem acum sau definitiv? Nu, este definitiv. Pentru că se preta și o casă următoare. Nu, este o, se va face o lucrare definitivă și mergem așa, ce se face. Dacă așa a hotărât, până la urmă, suntem, din punct de vedere administrativ, fiecare are propria dorință și problemă. Și dacă așa au dorit ei să facă, așa facem noi, putem să venim în sprijin sau nu putem, sau nu vrem. Vrem sau nu vrem. De data asta, sigur că... Deci a fost dorința lor, așa. Da. Că cineva a zis că le-ați luat 800 noi, da. Că noi le-am luat 800 de milioane și le-am dat numai 55 de milioane. Nu. Deci, înainte era să se facă o bisericuță și acum a rămas ca să nu se mai facă această bisericuță, ci să facem... 55 milioane. Care e suma mai repetată, vă rog? 55 de mii, da? 550 de milioane. Acum să vă spun 11 mii de euro. Să vă spun ce se... De se cumpără un capac frigorific, se cumpără niște obiecte de cult, adică care trebuie, lumânări, și ce trebuie, sfeșnice, care trebuie, după aia se scoate totul, se pune gresie din nou, se treptele, amenajare, ți-am spus să faci ca să poți intra, o parcare, o de biserică. Modifică gardul puțin, ca să poți cumva să poate poate mai mult și un parc la aici, scoate o mașină. Da, dacă permiteți, suma este suficientă pentru această amenajare? Deocamdată așa o cerul părintele și... Estimare. Păi nu, ideea să nu facem acea amenajare de acum ani de zile... Ce știam? Să nu o cărpim, adică... Nu, să o facem la părintele, cum ar să fie suficientă, că au nevoie, ca atunci ne trezim la anul, că băi, am dat numai un bar, mai trebuie 500 de milioane să mai punem 5 milioane. Nu. Aici o să fie o lucrare definitivă. Ok, mulțumesc. Mai sunt întrebări? Să punem la vot? Cine este pentru? Împotrivă, abțineri? Toată lumea pentru. Și avem o suplimentare pe ordinea de zi. Proiect de hotărâre privind aprobarea necesității și oportunității aprobării întocmirii studiului de fezabilitate pentru proiectul amenajare loc de joacă și recreere pentru copii, Școala Gimnazială Cleja, Comuna Cleja, Județul Bacău. Inițiator primar Iștoc Petru. Am auzit și aici tot felul de comentarii referitor la acest proiect. Banii pentru cu care facem acest părculeț sunt bani europeni. Suntem pe gal, avem 25.000 de euro. Avem un ghid de finanțare care stabilește exact pașii care trebuie să-i urmăm. Adică nu poți să te duci să faci fără un studiu de fezabilitate, pentru că așa cer cel care se finanțează. Îți trebuie un studiu de oportunitate, îți trebuie autorizații, construcții, documentații de execuție, toate documentele exact ca și cum ar fi o construcție, inclusiv studii geo, acorduri, avize care ne cer în momentul când te duci după certificatul de urbanism, obții autorizație pentru avizele, acordurile și avizele. Și te trimite la ele, la EON, la GAZ, la... Aici avem și construcția noastră, aici care, construcția asta care fi și un monument istoric, te trimite inclusiv la culte ca să obții avizele. Banii sunt prevăzuți, dar nu înseamnă că e și cheltuit. El trebuie să preveze în momentul când dă certificatul de urbanism, de atunci vezi unde te trimite. La mediu ai obligatoriu, la EON ai obligatoriu, la culte ai obligatoriu. Asta care le știm noi aici, care le vedem. Dar ei îți dă și la GAZ. Sunt diferite avize pe care nu știi cât costă, dar tu trebuie să prevezi în buget. Și practic ăsta este aici bugetul pe care noi l-am făcut. Adică am prevăzut toate cheltuielile care pot să apară. Înseamnă că proiectul trecut va fi abrogat. Noi am făcut... Da. Prin această hotărâre. Haideți vă spun cum a fost. Deci noi avem acum 5 proiecte, 5 parcuri. Am vrut să facem, sau 6? 5. 5 parcuri am vrut să facem din banii noștri.
Dacă acum am obținut bani de la GAL, 25.000 de euro, pentru ca să fac, trebuia să fac, nu ce să fac? Adică n-am obținut, dar depunem un proiect, un cerere de finanțare. Și am zis așa, cel mai ușor este să facem un părculeț care deja îl știm, iar și nu mai facem 4-5 parcuri, ci facem parcuri din banii noștri și parcul ăsta va fi făcut din banii din fondul de finanțare de la GAL. De asta se cere totul de fezabilitate. De asta se cere, pentru că sunt banii europeni. Da, e un ghid acolo. E cineva, un ghid care... Cineva tot la fel, trâncănit aiurea că... Bani, acum vreau să precizez un lucru. Mereu suntem acuzați și am văzut că și eu intru în toate acuzele astea. Să știți că toate sumele care sunt bugetate, ele sunt bugetate pe baza unor solicitări de oferte de preț. Deci noi, înainte de a bugeta o sumă, solicităm ofertă de preț de la proiectanți. Eu nu pot să spun proiectantului că e mult 11.000 sau că e puțin. Nu. Proiectanții sunt foarte puțini pe piață și, în al doilea rând, sunt foarte multe proiecte. S-a dat drumul la PNRR-uri, s-a dat drumul la Angel Salini, nu găsim proiectant, deci efectiv și acesta spune nu avem timp. Vă rog să vă limitați, nu avem timp. Deci, nu pot eu să-i spun că e mult 11.000. Nu am calitatea asta să-i spun. Și plus de asta, nu uite să respectăm pașii din 907. 907 spune clar, trebuie să ai notă conceptuală, temă de proiectare, studiu de fezabilitate. Avize, verificări tehnice, deci în toate sumele astea prevăzute aici sunt inclusiv verificările tehnice pe care trebuie să le obținem de la verificatori. Faci un proiect și îți spune că trebuie să ai verificare pe rezistență, pe structură, pe amenajare, peisagistică, deci toate astea costă și pe electrice și numai o verificare pe electrice la o construcție foarte mică este 1.500 de lei. Ca un verificator să pună ștampilă, să spună da, proiectul este ok și... Asta numai ștampilă. Și verifică și asumă omul că ai făcut instalația corectă. Deci nu punem nimic și efectiv ele sunt prevăzute bugetate. Când mă duc la avize, atunci îmi spune, Consiliul Județean îmi spune te costă 1.500 de lei sau 1.200 de lei avizul. Mediu 100 de lei. După aceea DSP-ul îmi spune cât mă costă. Deci sunt sume și dacă nu ne cere, nu le punem. Dar îmi trebuie ridicări topo. Ridicările topo costă cel puțin, nu găsim ridicare topo sub 1000 de lei, nu se găsește. Nimeni nu se lucrează sub 1000 de lei, indiferent de suprafață. Ridicarea topografică avizată OCPI. La OCPI 250 de lei taxă. Astea sunt prețurile. Deci acestea sunt prețurile pieții. Că o să consumăm tot sau nu, la momentul ăsta nu știm. De avea după ce ne emite certificat de urbanism și ne spune ce avize avem nevoie. Îmi pare foarte rău de comunitate. Comunitatea noastră pierde dacă ascultă de acești răuvoitori care nu fac decât să încetinească activitatea. S-a pierdut proiectul la Valea Mică, s-a pierdut pe faptul că au fost răuvoitori. Au fost răuvoitori care au blocat. Și acum, uitați, nici acum n-am primit contractul de la Delgaz. Nu l-am mai primit. Așteptăm. Au mult de lucru, nu mai au finanțări și nu l-am mai primit. Mai sunt întrebări? Da. Supunem la vot cine este pentru. Împotrivă, abținere. Trecem la a doua suplimentare pe ordinea de zi. Proiect de hotărâre privind rectificarea bugetului local de venituri și cheltuieli pentru trimestrul al patrulea al anului 2022, inițiator primar Istoc Petru. Aici vreau să spun că avem un amendament. Da. La articolul 1, secțiunea venituri, respectiv capitolul venituri de vânzarea unor bunuri aparținând domeniul privat al statului sau OAT-urilor, plus 8.000, va fi eliminat. La secțiunea cheltuieli, susținerea cultelor, la fel, cu minus 4.000, va fi eliminat. Iar la drumuri și poduri, unde era 145.000 plus, va fi plus 133.000. Supunem la vot sau ne dați câteva explicații, aveți întrebări? Deci, prin adresa de la Ministerul Finanțelor, am primit suma de 6.000 pentru cote defalcate din TVA, care se duc direct la capitolul de cheltuială asistență socială.
am prins subvenții pentru acordarea ajutorului pentru păzirea locuinței și a suplimentului pentru energie alocate pentru consum de combustibil solid și sau petrolie. Sunt ajutoare de căldură pentru care s-au făcut dosare, s-au întocmit, s-au transmis la agenția la JPIS și am primit finanțare, deja am programat banii, pe 21 se vor ridica acești bani. La servicii culturale, ca să putem să suplimentăm puțin capitolul acesta de jocuri și tradiții, nu este nevoie să punem bani, dar am luat din capitole de unde nu s-au înregistrat cheltuieli. La alte servicii în domeniul locuințelor, serviciilor de dezvoltări comunale, s-a prevăzut suma de 12.000 de lei. Este doar prevăzut. Trebuie să facem o strategie națională anticorupție 2021-2025. Sunt mai multe oferte de preț, oricum se va lua cea mai ieftină și așa. Este o obligație pe care trebuie să o îndeplinim. La servicii recreative și sportive, exact ceea ce discutam noi, că s-a prins inițial în ședința anterioară, s-a aprobat un loc de joacă, parc aici la școala numărul 1 din bugetul local, deci l-am radiat din lista de investiții și am pus 74.000 din această radiere, s-a alocat 74.000 pentru obiectivul de investiții nou, care este amenajare, loc de joacă și recreere pentru copii, școala gimnazială Cleja, obiectiv care se va depune pentru finanțare pe GAL și diferența de 133.000 s-a dus pe un obiectiv de investiții pe drumul care este în evaluare la CNI. Vreau să vă spun că încă avem probleme cu ridicările topo, sunt suprapuneri, avem cetățeni care nu vor să semneze sau să-și retragă gardul ca să putem face drumul, să facem ridicarea topo. Avem cazul acolo unde nu da, se poate nu, discuta. Dacă cetățeanul nu este acasă, nu are cine să dea acest acord, această declarație, că este de acord ca să îndreptăm cartea funciară. Da, avem și o familie care nu vrea să dea. O să vă spun domnul Cătălin, a fost astăzi în teren, a fost domnul viceprimar dumneavoastră, ne blochează. Dacă nu facem ridicări de top, o avizat OCP-i să le ridicăm în platformă, nu putem semna contractul de finanțare. Deci semnarea contractului de finanțare pentru 5 km de asfalt, aici suntem, aici ne ridicăm. Problema este că va trebui să începem proceduri de expropiere. O să văd cum a făcut Bacău cu garajele, să luăm un model și începem expropiem. Durează cel puțin un an. Nu, durează 2 luni de zile. Și azi am vorbit pe tema asta. Nu te mai rogi de om, te duci și pur și simplu faci expropiere și ai terminat bălciul. Pentru că unii nu înțeleg, nu vor. Pur și simplu el a ieșit, a măsurat inclusiv terenul, inclusiv drumul și nu vrea să cedeze ca să îndrepte cartea funciară. Asta este. Dar ne luptăm cu ei zi de zi, suntem la ușa lor, explicăm, mai mă uite, doar gardul e acolo, limitele. Nu vor să înțeleagă. Îi spun că le iei terenul, nu. Tot felul de situații. Dar aveți mulți din ăștia care nu vor cede. Sunt. Dar ușor, ușor, nu știu. Va trebui. Vom merge la porțile lor. Mai merg și eu după Gabi, merg eu după și tot așa. Să știți că aici situația este chiar destul de... suntem pe ultima 100 de metri. Ne sună mereu și ne spune, nu ați încărcat ridicări de topo, nu puteți semna contract de finanțare. Este contract de finanțare care aduce în comuna asta, aduce 12 miliarde. Dar nu există o pârghie legală când trebuie astea? Păi, asta este expropierea, dar durează. Și vreau să spun că ele sunt chiar artificiale, pentru că omul gardul are cum trebuie, dar l-a scos în afară. Nu, gardul e bun, dar pe acta pare. Dar nu înțelegi. Gardul e bun, corect pus, dar pe acta pare că e mai încolo. Pentru că înainte nu erau aparate atât de performante. Acum se lucrează pe GPS, se lucrează punct civic, nu există. Dar vom reuși și cu asta. Eu n-am avut timp astăzi, am fost la Bacău, dar de luni iar încep să mă duc și să vad la porțile oamenilor. Mai am un roc al... Nu. Reti Gheorghe. Bersan. Pe cei cu cala acolo. Cu Pavel? Berța. La Berță, acolo, șapte colți,
au zis că între Crăciun și anul nou vine acasă. Și să încerc. E un model etic care nu la Constanța. Și am văzut cu el, voi să vine acasă, încerc să merg, să merg la un notariat, să semneze. Dacă omul nu semnează, nu poți să facă, nu poți să asfaltezi drum. Că nu-i drumul tău. Practic vorbim de drumul Berței, care crește da, ce el e intaburat de mult. Și atunci nu erau aparate performante. Știi? Și omul te trezești și se suprapun. Se suprapun. Drum agricol, în momentul când s-au făcut în 92 măsurătorile acolo în spate, se prevăduse un drum destul de lat ca să poată treacă orice utilaj agricol. Da. Între timp, oamenii s-au mai extins, s-au mai lățit, s-au mai lungit și nu mai e afară. Da. Exact. Bun, dar problema e că acum e bine pus gardul, dar el e tabulat mai înspre drum, cum ar fi. Pe act. Pe act. Și eu, la mine actul e, nu e fapt, din cuvânt, înțelegi? Și mai am niște drumuri. O să trebuiască, sigur, dacă începem și o să avem o hotărâre prin care să expropiem, va trebui să facem și această soluție, pentru că chiar dacă durează mai mult. Mai avem dar probleme pe timp. Proiect care doriți cu extinderea de alimentare cu apă. Nici acolo nu reușim să facem ridicări topul. Avem probleme și acolo, suprapune și nu vor să retragă. Deci noi vrem pe strada Muncii, strada Voiței, strada pe partea ailantă, te duci, știți unde am făcut drumul ăla, ca să ducem... Dacă utilitățile, da. Dacă tu nu-i drumul tău, nu poți face investiții. Drumul trebuie să-l intabulezi. În momentul când ăsta face ridicări topă și tu ai fost înaintea lui și ai ieșit până în buza părăului, nu-i drumul, nu poți să-l intabulezi. El trebuie să de el declarat, să merg cu el la notariat să semneze că este de acord să retragă ca să intabuleze până la limita gardului. Și uite așa ne chinuim. Deci avem investiții, putem face investiții, avem bani, avem tot ce ne trebuie, facem proiecte, dar ne împotmolim în niște lucruri de astea simple. Sunt oameni care sunt plecați, sunt în Italia, sunt prin telefon, mă cert cu ei. Sunt situații de genul ăsta, pentru că omul nu înțelege. Alții vor bani, alții... Nu, domnule, am cumpărat până la stradă. Eu am cumpărat până la stradă. Dacă îmi dai bani, dar ce bani? Cum să-ți dau banii? Că trebuie să faci acte, trebuie să faci avânzare cumpărare. Sau ce trebuie să faci? Dar el în Italia, nici nu acceptă, nici nu. Nu-ți văd, nu-i. Și cu cine te cerți? Acum și când s-are și cumpărarea, n-ar fi o problemă, dar nu trebuie să încadrezi în 2%. Că uite, spune, trebuie să fie da. În limita al 2%. Dar dacă tu nu te încadrezi în 2%, eu nu pot demara ca să-ți cumpăr sau tu să-mi vinzi. Deci nu e aici, în 2% ne învățim. Din suprafață. Din suprafață, da. Dacă ar fi 10%, așa îmi dă posibilitatea, pot să mă duc, facem documentații, cumpărăm 100 de metri, 30 de metri, cât are, cumpărăm, dar nu e posibilitatea asta. Peste tot. Da, ai situația în care, dacă el este rău intenționat și nu-ți dă, nici nu-i dezvoltă moștenirea. Cu cine te cerți? Cu cine, înțelegi? Dacă nu-ți dezvoltă moștenirea, n-ai cu cine, dar ai de la cine să cumperi. Sunt și situații de genul ăsta. Dar, încă o dată, cu asta mă ocup. Fac, merg la porțile lor, la ușile lor, până la urmă rezolvăm. Numai că e greu. E durat, știi, durează un pic. Mai sunt întrebări? Supunem la vot? Suplimentare număr 2, cine este pentru, potriva, abține, toată lumea pentru. Trecem la diverse. Dacă aveți la diverse, am eu, dacă îmi permiteți. Spuneți. Am văzut prin sață multe discuții referitoare la noroiul de pe drum. Nu s-ar putea băga niște balasturi ca să fie lumea mai... Știm unde este noroiul, în capătul sau... Am văzut în Munteghet, deci chiar am fost să văd și e într-adevăr o problemă. Da, știu, așa este problema. Sigur că se poate. Eu noi ziceam că vine iarna acum, știi? Și... În gheață, oricum. O să mergem, sigur. Avem camionul, puteam duce, dar la mine nu a venit. Eu nu fac, cum să spun eu,
dacă cere Facebook-ului, se rezolvă Facebook. Eu am fost personal, am dat și într-adevăr, este foarte mult apă, foarte multă mizerie. Dacă avem posibilitatea, că avem și camionul acolo, un pic de balastru, o să rezolvăm problema. Mulțumesc. Da, acum chiar dacă vrei să balastrezi, dacă da. E moale, da, bară degeaba. Bară la lucrează, bară la nu, e o chestie de ea. Dacă gheață, e mai mult de cel mai bine. Nu e chiar așa. Ascultă, nu e atât de bani, nu e atât de noroi. Eu am văzut, am fost și eu acolo. Poate m-am nimerit eu că ea mai noroi. Dar nu e, domnul Pavel, nu e atât de noroi. Eu știu ce e acolo. Dar drumul e făcut de mine acolo. Nu, apa nu stă, nu e atât de un pic de băltică, acolo, da, hai unde trece, nu e noroi. Ce Dumnezeu, da? Așa, drumul va la sat, e așa este, când plouă, normal că se adună apa. Din mașină să văd noroi, că nici nu am cumpărat. N-ai fost, n-ai cumpărat, dar nu e noroi, Fabelică, pentru că e destul de balans bună mult acolo. În momentul când plouă, sigur că neavând rigole și n-ai unde să se scurgă, sigur că rămâne apa pe drum. Dar nu că e noroi. Da, mai duci și mai duci o mașină două ori. Mai duci, poți să rezolvă, poți să mai duci rigole. Ca să putem să rezolvăm lucrurile. Și pe strada Muncii, dacă se poate. Strada Muncii, am început acolo, avem probleme cu strada Muncii. Avem probleme. Vreau să discutăm despre tabulări. De acolo vrem să ne tabulăm și avem scandal cu oamenii, cu cum îi zice la mine, stâlpul. Botezatul, avem probleme acolo, mașina nu poate, nu mașina mare, la intrare aici, am făcut. Mai aveți altceva la diverse discuții? Dacă nu, declarăm ședința închisă. Ca să întâmpinăm alte discuții, cu siguranță vor fi. Cât trebuie preciza clar că dacă nu s-a făcut acea capelă mortuară, banii care au fost alocați rămân în excedentul bugetului, rămân în bugetul local, nu s-au cheltuit, nu i-am luat. Și ăia 4 miliarde care deja am părăsit cu preotul, deja preotul mi-a dat banii înapoi și am dus și eu banii înapoi. Adică nu mai vreau mai crescut bugetul. Mai crescut cu 4 miliarde. Dacă totuși a deschis subiectul cu viitoarea capelă, este un lucru foarte bun că s-a gândit părintele să facă acolo, fiindcă chiar nu era nevoie și este nevoie de spațiu pentru așa ceva. Întrebarea mea este următoarea. Banii care o să-i dăm noi, și m-am întrebat mai devreme și nu am primit răspunsul, o să ajungă pentru această amenajare sau părintele o să fie obligat de situație să mai adune încă o dată suma de oameni sau de două ori? Nu, nu va mai aduna. Părintele a venit cu o justificare, a venit cu niște valori estimative. Nu va fi nevoie și de precizat faptul că legislația în vigoare prevede că el primește o completare a sumelor necesare. Dar noi nu este completare, dar noi completează dumnealui și punem noi. Da? Deci... Nu, ideea, cum am zis mai devreme, să nu ne trezim că și peste 5 ani o să dăm cu vară în capela aia. Bine, peste 5 ani, cu siguranță vom da. Cu siguranță vom da. Asta avem o credință. Terminăm cu banii ăștia care le-am luat acum. Nevoie tot timpul o să fie. Ai terminat-o într-o parte, ai o altă nevoie. Trebuie să mergi cu parcarea până în jos, până la domnul... Acum chiar să spună părintele că nu-i ajunge. Să ne gândim câți metri sunt acolo. Să ne gândim și așa, știți? Oricine vine, bă, câți metri ai acolo, cât să iei pentru amenajare, dar cât? Deci... A făcut el un cap. Ideea să ajungă bani și să nu mai fie nevoie ca părintele să se roade de oameni ca să mai primească altă. Dacă aducem nu știu ce de la Rușchița sau așa, da. Și rusul meu, acum că e toamnă și se pot planta porn, la cimitirul ăsta de aici, de sus, unde am pus pavele, am pus niște copăcei pe margine. Dar eu aș... Chiar produs, și ieri am fost în zonă și am zis că în vara viitoare să încercăm să facem un garden și de jurul cimitirului.
Și la Buda trebuie. Și gard, dar da, aleea aia a făcut așa frumos, ca să arate. Mă, ca să vedem și cocoței. Precizări aici. Sunt comune care au cimitere în domeniul lor. Dar aici cimitirile sunt în domeniul parohiilor. Noi facem investiții doar așa, ca și finanțări. Nici de cum nu putem noi face o gard. Nu. Nu, aici gard o să facem pentru că avem drumul acolo și noi îngrădim drumul. Îngrădim drumul. Adică în sensul ăsta, știi? Trebuie să găsim formule de, da, da, de finanțare. Ce să facem? Pe drumul nostru. Da, va solicita finanțare, va face mulțumire. Domnul primar, avem o problemă, o problemă de diverse. Domnule, apartament, într-adevăr că nu s-au prezentat oameni la licitație, nu? Da. Eu aș propune, domnule, acel apartament totuși să rămână primării. Vedeți Dumnezeu, așa cum vedem noi, câte incendii sunt în țară, peste tot și n-au unde pune oameni. Sunt în vreo mult mai zile, un om de-al nostru, domnule. De închirii nu ție în casa mare. Da, da. Bărbării și în valoare, cea mai bine. Cea mai bine, cea mai bine. La o nevoie omul are unde să fie. O să fie mai util pentru ce spuneți dumneavoastră, decât pentru serviciu. Așa dimineață, de la 11 familii, domnule, care au rămas, au ars casele, au rămas pe drumul lor. Și la noi se poate întâmpla. Ferească Dumnezeu, n-ați avut și aia la cupurii pe acolo când au dat cum. Așa e apartamentul, l-am ajutat cu ceva acolo, cu ce trebuie și omul gata, văd, are o să stea. Dorește, face casă. Da, temporar.